La fel de ciudat mă arăt și eu camera asta în mână filmându-mă și vorbind singur. Mergem la muncă, Sasha? O senzație că m-a blocat o mașină. Da, și nici nu la mașină. Și chiar eram aseară în dilemă dacă să parchez mașina aici sau puțin mai încolo. Și m-am gândit că aici sunt șanse mai mari să mă blocheze decât mai încolo. Da, bine că și-a lăsat numai un geam și am sunat-o și vine să-și ia mașina. Vrei să auziți una bună? După ce că m-a blocat și a zis că vine imediat și am mai stat vreo 5 minute, vine, nici măcar nu zice scuze sau mulțumesc sau ceva, se uită mașina și pleacă. Și fuge. Că e frică să nu fac curiț sau ceva. Sunt sălbatici, frate, ne-am sălbătici, jur. One eternity later. Sasha, mergem acasă? Nu. Hai să șică, hai cu tactul. Păi, eu am o serie. O duc pe Sășica acasă, o iau pe Ionesca și mergem la petrecere GMB la HHH Production. Ionești pleacă la petrecere. Urmează 20 de minute de Sasha. Dacă vreau TV să ajungeți la HHH Production și vă arată Google Maps-ul că e la mama dracu, nu e la mama dracu, la prima intrare de aici, de la Fowler, de la asta, aici. Nu e așa? Că vrei să trimiți pe toată lumea la HHH Trăiască Partidul Comunist Român. El este Panduțu. Panduțu face și el un vlog pe zi de vreo 25 de episoade, 27 de episoade. El este axat pe zona de concerte și concerte în general. Așa că vă foarte recomand să-l urmăriți. O să vedeți o altă față a tânărului român de perspectivă. Follow Panduțu, subscribe. Îl găsiți pe aici, pe aici, în descriere. Zi ceva, Panduțule. Ceva, Panduțule. Bun, urmăriți-l că e băiat bun. Păcănele! Păcănească a câștigat o baterie extra. La păcănele. Salut, Mariciu. Am primit tricoul de la tine. E foarte mișto. Îmi place foarte mult. Și cel mai important e că deja am destresat 3 persoane cu mesajul. Mulțumesc, Mariciu, mulțumesc, 3 România, acesta a fost vlogul de azi.